Săptămâna trecută s-a încheiat depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Față de anul 2012 s-au produs schimbări importante de legislație. Iată modul în care se desfășoară scrutinul și cum se distribuie mandatele în funcție de rezultat. În primul rând, noutatea este că se revine la votul pe liste, adică nu vom mai vota unii nominal ca acum patru ani. Astfel, fiecare partid a depus câte o listă de candidați pentru Camera Deputaților și alta pentru Senat, pentru fiecare județ și pentru București. Pentru a intra în Parlament, un partid trebuie să atingă un prag electoral care este de 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puțin patru circunscripții electorale pentru toți competitorii electorali se arată la articolul 94 al legii 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. În ce privește pragul electoral pentru un candidat independent, acesta este numărul de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral al circunscripției în care a candidat. Potrivit legii 208, acesta reprezintă rezultatul împărțirii numărului de voturi valabile exprimate într-o circunscripție la numărul de deputați sau senatori care urmează să fie aleși acolo. Repartizarea mandatelor se face tot folosindu-se coeficientul electoral, iar fiecărui partid îi se repartizează atâtea mandate de câte ori coeficientul electoral al circumscripției electorale se include în voturile valabile exprimate pentru acea listă. Mandatele de parlamentar se vor distribui în ordinea înscrierii candidaților pe listă. Apoi, voturile fiecărui partid care a atins pragul electoral rămase nerepartizate în urma procesului ce are loc în fiecare circunscripție electorală sunt adunate la nivel național. Pe urmă, fiecărui partid îi sunt redistribuite mandatele care nu au fost alocate inițial, proporțional cu numărul de voturi rămase nerepartizate pe baza unui nou coeficient electoral național. Viitorul Parlament va avea 448 de aleși, cărora li se adaugă 18 deputați reprezentând minoritățile naționale în cazul în care aceștia vor întruni condițiile legale. Fiecare județ va avea între 2 și 5 senatori și între 5 și 12 deputați, în funcție de numărul persoanelor cu drept de vot înregistrate. În București se vor vota 13 senatori.